Bună dimineața! Vă salut! Bună. Colegul meu, domnul deputat Dan Tănase. Nu suntem din oficiu împotriva activității dumneavoastră. Avem o viziune ca parlamentari, ca oameni care ne interesează de România și nu neapărat coincide cu structura acționariatului, de exemplu. Dar nu avem nicio problemă cu locurile de muncă și cu românii care lucrează aici, cu activitatea economică care trebuie sprijinită. Este foarte bine că putem discuta despre industrie și despre care trebuie să fie rolul nostru, despre ce am făcut și ce vom face de aici acolo, pentru că trebuie să găsim. Pentru noi este foarte importantă și lucrul ăsta, nu important, ci s-a văzut în ultimii 6 ani de zile, zic eu, cel puțin, opinia societății civile și înțelegerea pe care oamenii au despre activitatea pe care o desfășurăm. Sunt lucruri care trebuie corectate și sunt lucruri care însă trebuiesc de asemenea clarificate și înțelese, sau înțeles care este partea bună a lucrurilor și care sunt lucruri care trebuie să le modificăm, să le schimbăm și noi și alții. Probabil că o să mai vedeți o parte dintre colegii noștri, sunt 540 de angajați. 580. 580, scuze. 580. Sunt angajați de aici, din zonă? Da, da. Deci mergem, avem transporturi asigurate pentru toți. Mergem cam la 30 de kilometri de aici. Și aduceți microbuze, autocare? Autocare, microbuze, depinde de zonă, ne-am organizat. Sunt în jur de, când vin la lucru, sunt în jur de 9 autobuze și vreo 4-5 microbuze. Pe noi ce ne interesează în urma vizitei de astăzi? Nenumăratele sesizări despre transporturi ilegale, despre transporturi care depășesc cotele raportate, care ajung la firma dumneavoastră, la Eger în Rădăuți și la Cronoșpan la Sebeș și sunt primite de respectivele fabrici și vom discuta și cu reprezentanții și am făcut sesizări la ISCTR și la alte autorități ale statului, să vedem cum se poate controla ca să nu există o suspiciune cu camioanele, să înțelegem exact cum se operează la nivel de legislație și să discutăm cu câțiva dintre muncitori. Asta ar fi obiectivele noastre. Sigur că aveți și dumneavoastră secrete profesionale și zone unde nu... O să rămâne surpriz, nu. Bine. Să mergem să vedem la poartă. În 2015, când a început discuția asta fantastică despre LED în România și în care noi am realizat că foarte multe lucruri pe care le facem nu sunt cunoscute, ne-am pus problema cum să schimbăm modul de recepție, modul de verificare al materiei prime, toate lucrurile astea care în lege nu sunt trecute, nu te obligă nimeni să faci chestiile astea, dar am înțeles că este o nevoie. Și sistemul pe care o să vi-l prezint Adi acum este o chestie care am început să-l dezvoltăm din 2016. Am băgat destul de mulți bani, am fost pionieri în domeniu. O să vă explic procesul de recepție începând cu SUMAL. După cum știți, SUMAL este sistemul integrat național pentru urmărirea materialului lenos din România. În momentul în care un furnizor de-al nostru încarcă din depozit sau din pădure, în platforma primară, ei trebuie să măsoare lenul piesă cu piesă, dacă sunt piese sub 24, le pot grupa, fac acel aviz după ce îl măsoară, pe care îl înregistrează în SUMAL. După ce se face această înregistrare SUMAL, trebuie să facă din nou o înregistrare, deschide o nouă aplicație numită TeamFlow, pe care noi o folosim din aprilie 2017. Aplicația este doar pe Android, se poate descărca, noi le dăm un user și parolă care va fi atribuit unui număr de mașină, numărul din fața mașinii. Și face următorii pași. Face poze la camion, trebuie să facă poze din față, lateral, în spate. Aici o noutate. SUMAL-ul din 2021 a adus elemente de poze și rută GPS. Noi le avem astea din 2017. Până în 2021 SUMAL-ul nu avea aceste elemente. Ei, verificați pozele de pe SUMAL? Noi verificăm pozele din timpul. Așa.
noi verificăm pozele din pădure. Din păcate, Sumalul nu are pozele în Sumal. Le are în modul inspectorului pădure. Bineînțeles, dacă toate caracteristicile avizului sunt în regulă, pe partea de volum, pe partea de specie, pe partea de număr de mașină, acceptăm avizul în Sumal, el intră în gestiunea noastră și din momentul ăla tipărim avizul de care avem nevoie și în spate, îl dăm șoferului și pe avizul respectiv facem și procedura timp. Dumneavoastră aveți situația, aveți control asupra lenelor care vin din depozit. Și din pădure. O parte. Da. Dar dumneavoastră nu puteți și nimeni nu poate stabili faptul că, cu certitudine, că acel lemn provine din tărie legală sau ilegală. Știți că vine din anumit depozit, dar în depozit poate să intre lemn ilegal. Noi avem o procedură de verificare la fiecare furnizor în parte. Pe lângă asta avem un program pe lângă a verifica trasabilitatea lemnului din pădure în depozitul furnizor. Acceptați faptul că putem avea certitudinea doar că avem lemn cu acte sau fără acte, dar nimeni nu poate spune dacă lemnul ăla cu acte a venit din tărie legală sau ilegală. Acum, dacă dumneavoastră îmi puteți spune că sigur ăla cu acte care vine la dumneavoastră aveți certitudine că provine din tăiere legală, nu am să vă cred. Vă cred că nu intru lemn fără acte. Tot ce ne stă în putință, da. În plus față de sistemul național, pentru a diminua acest risc. Sunt situații când doar din cauza fotografiei materialul își pierde proveniența. Dacă dumneavoastră nu verificați fotografiile din Sumal, cum știți sigur că materialul care intră în curtea dumneavoastră are proveniență legală? Dumneavoastră, sesizați aici inclusiv o problemă a autorității. Am înțeles eu bine, în sistemul acesta care este public și care este la 5 ani distanță după ce au făcut-o ăștia de la Schweighofer, nu se văd pozele în timp real, în timp ce aici nu se văd pozele, doar văd eu ca cetățean, pe inspectorul pădure. Agentul economic care cumpără pe Sumal, unde intră el, unde se loghează, nu vede pozele. Ar trebui să intre... Atunci este o problemă a sistemului. Deci ele sunt inutile dacă ai făcut poze și să înțelegeți. Cum funcționează treaba? Emitentul introduce datele în sistemul Sumal, predă avizul transportatorului, transportatorul verifică dacă datele sunt cum trebuie și are obligația să facă 4 fotografii. Și trebuie să implicăm în situația asta de control și cel care cumpără, să poate verifica poza. Mașina care am prins-o eu pe cântar întâmplător, prima pe care am văzut-o, are la 2 transporturi diferite aceeași fotografie. Asta înseamnă că n-a făcut fotografia spre mașină, a făcut-o spre o grămadă. Din punctul meu de vedere, e lemn fără proveniență care a trecut de poarta noastră. Haideți să verificăm. L-a redăut și la Sebe și înțeleg că se dă către Eger sau către Cronoșpan, care cu asta lucrează. Ziceți de... produsul care rezultă urmarea tăierii, da? Ăla merge pe o bandă transportoare ca să facă bal. Ți-am dat în cap? Da, aproximativ. Aici nu aveți fabrica echivalentă? Nu este. Ca la Rădăuță. Din cauza asta noi facem peleți. În autoritățile, eu zic că e bine să stăm să vedem cum se soluționează treaba cu acest camion. Da, rămâne. Și să arătăm o dovadă clară că o lacună legislativă favorizează hoțul. Și mă refer aici exact la chestia aia cu fotografia. Cel care cumpără nu are acces la fotografie și cel care vinde știe și poate profita. Noi nu ne-am fi priceput dacă nu era Tibi. O spun iar, Tibi a venit aici în calitate de activist de mediu la invitația noastră. Nu este membru AUR, nu-l înjurați. Nu trebuie să repetați atâtea ori, că nu mă deranjează, fiu membru la toate partidele. Am venit să facem treaba asta și vă mulțumesc că m-ați invitat. Pentru că asta cumva confirmă istoricul, munca mea de până acum e răsplătită prin invitația asta și s-a băgat în seamă. Iar ochii format că am văzut colțul de la prelat înainte să-l vadă. Numărul de mașină, Covasna 03 MBB, hai să vedem numărul de mașină. Acolo trebuie să vorbim. Cel mai tare. Bună ziua! Deci avem Covasna 03 MBB. Intră pe inspectorul pădure, pe numărul ăsta. Bifăm, ok. Căutăm avize. Intrăm la avizul de azi. Date avize. Se vede poza din spate la camioanele care au încarcă la marfa pe sus. Fotografia trebuie făcută obligatoriu deasupra. Da. El face fotografie. Din fotografia asta nu-mi dau seama dacă e vorba de acest camion, pentru că nu se văd marginile camionului. Da. Dar asta doar ar fi în faza asta o fotografie neconformă, care da. Se amendează cu între 1000 și 3000 de lei expeditorul. Problema e că, vedeți? Deci uitați-vă așa la detalii. Aveți aici o crânguță maro.
da. Și un lemn așa gros. Și asta e la avizul de pe data de 10 a 3. Uitați-vă la avizul de pe data de 9 a 3. E aceeași, aceeași poză, pe 9 a 3. Deci asta înseamnă că șoferul a făcut poză la o grămadă, vine așa și face poză aici la grămadă de fiecare dată. Și în condițiile astea, materialul nostru își pierde proveniența. Timber nu folosește timflow pentru coajă, pentru că nu te gândești că și asta poate fura, folosești la lemn. Ministerul nu are fotografii puse în sumal și uite că unul din ăsta era, șansele erau foarte mari să scape, pentru că el deja a intrat în curte. Acum am înțeles și felicit firma, a chemat garda forestieră, poliția și o lămurim. Și asta trebuie foarte popularizat, aviz amatorilor, că scape o dată, două ori, dar nu scape la nesfârșit. Bună ziua! De la Curțul Județean, de la Birou pentru Protecția Fondului Forestier și Pisciu. Jurgiu Simion. Jurgiu Simion. Alexandru. Noi, în calitate de demnitari, am făcut o inspecție, o vizită la această fabrică. Am găsit-o un transport ciudat, care ne ridică semne de întrebare. De comun acord cu cei de aici din fabrică, am decis să vă chemăm. Dacă aveți ceva nevoie de informații, vă rog să luați legătura cu biroul de presă al IPJ Covasna, ca să vă comun ce rezultatul verificării. Noi facem verificări. Noi cerem să fiți la fel de transparenți ca și fabrica, să ne permiteți ca asistenți, în calitate eu sunt președinte de asociație de mediu, Domn deputat, deci noi vrem să asistăm, noi am identificat problema, vrem să vă prezentăm felul cum vedem noi lucrurile și să asistăm, că nu durează mult să vă dați seama dacă poza face pe de la camion, eu cer reclam. Alminte nu ne dorim declarații de la dumneavoastră, în cazul în care fotografia nu a fost făcută asupra transportului, marfa își pierde proveniența. Așa este, lăsați-mi să facem verificări și... Bine, venim și noi. Venim și noi, lăsați-ne să venim alături de dumneavoastră, pentru că nu cred că... Încurcăm cu ceva, nu, sigur că domnii sunt de acord. Să mergem, să vă rog. Bine. Să ne arătați. Mulțumim. Din păcate, de cele mai multe ori, agentul constatator nu știe legea. Și are o reținere să facă actul de control în prezența martorilor, să nu se dea de gol. Dar aici situația e mult prea, cum să zic așa, evidentă și e dovada faptului că un agent economic, chiar dacă respecte legea, șansele, deci el e vulnerabil. Iar camionul ăsta a intrat în curte, fără să fie oprit la poartă, doar pentru că cel de la poartă n-a avut posibilitatea să verifice fotografiile. Că își dădea seama că nu sunt în regulă. Sper eu așa acum. Dar din punctul meu de vedere, discutăm despre un transport ilegal de marfă. Marfa și-a pierdut proveniența în momentul în care șoferul a realizat fotografia de la altceva decât despre mașină. Și dovadă avem și faptul că aceeași fotografie apare și azi și alaltă ieri. Deci camionul ăsta e altul de la aceeași firmă. Să vedem dacă nu folosește aceeași mijloace. Intru pe aplicația Inspectorul Pădure, introducând numărul de matriculare. Și imediat am o serie de date care mă ajută să-mi dau seama dacă sunt ceva probleme. Cel puțin până în punctul ăsta, aici nu avem fotografii conforme și trebuie amendat emitentul între 1000 și 3000 de lei. Și de ce spun că nu avem fotografii conforme? Vedeți, văd o grămadă de lemne, dar nu văd rama de la mașină. Asta nu e rama de la mașină. Dacă nu se poate identifica întreaga încărcătură, din măcar una din fotografii, atunci avem o fotografie neconformă. Tiberiu Boșutar a sesizat în legătură cu un transport pe care l-ați văzut mai devreme. A sesizat poliția și garda forestieră și am mai găsit acum un transport aici în curte la HS Timber. Vedem legalitatea. Nu se poate vizualiza întreaga încărcătură din poză. Deci ar trebui aplicată o sancțiune, o contravenție. Și trebuie să știți că aceste contravenții le puteți aplica până la 6 luni în urmă. Și ați putea verifica transportul, adică drumul. Pe ele, da, am uitat la fotografie, o să ne deschid de sus acolo ca să urcăm, să vedem într-adevăr ce mapă. Aici, la camionul ăsta. Asta ce nume? Uitați-vă la fotografia de azi și la fotografia de 3 zile. Sunt suficiente date în care să
fim convinși că e aceeași fotografie. Și trebuie să ne arătați noastră pe mașină, ne-ați făcut fotografia. Azi. Am făcut pe deasupra, acolo. Da, arătat unul, să vedem lemnul nici alea, că doar nu au căzut de sus. E suficient. Trebuie să fie acolo, da, pe deacolo. Da. Asta de pe data de 10 a 3-a. Avem un lemn aici maro și un lemn mai gros. Da. Și la vizo de pe 9 a 3-a, avem iară lemnul ăsta și aici mai gros. Deci asta e dovada că cel care a realizat fotografia a realizat la grămada de biomasă, nu la mașină. Și asta în normele privind proveniența, circulația și comercializarea materialului lemnos la articolul 10 alineatul 3, scrie clar. În cazul în care fotografiile n-au fost efectuate asupra mijlocului de transport, fiind realizate asupra unor dispozitive electronice sau a altor medii, respectivul transport se consideră fără proveniență legală. Da, adică poză la poză. Asta n-a fost făcută poză la... Nu, spune poză la poză sau la altor medii. Sau la altor medii. Deci asta... A mijlocului de transport a fost. Da, dar dumneavoastră vreți să spuneți că fotografia de azi e identică cu fotografia de alaltieri și o găsim și acolo sus? N-a fost descărcat, se poate să găsim acolo undeva, că dacă n-a fost descărcat... Vă dați seama ce presiune pe tot și câți oameni se uită la noi? Doar faptul că sunt două fotografii identice la două zile diferență, dar și e dovadă, puteți să verificați, da, că aici am descărcat. E dovadă că șoferul, plus că marfa trebuie să vadă și rama de la mașină. Asta e făcută poza la grămadă. E făcută la altceva decât transport și transportul își pierde proveniența. Eu am o suspiciune. Dumneavoastră aveți tot dreptul să vă apărați. De aia avem autorități care să decidă. Pentru că noi nu avem autoritate. Poate că eu am fotografiat și astăzi și ieri și alaltă ieri, așa cum am putut eu, că ca să vadă și tipul de lemn. Vă rog, cei care ne urmăriți, verificați pe inspectorul pădure transportul Covasna 03MBB. Și uitați-vă la avizul de pe data de 10 a 3-a și la avizul de pe data de 9 a 3-a. Avem fotografia asta pusă și avem un lemn aici mai roșu, un lemn mai gros. Culmea, pentru fotografia de pe data de 10 a 3-a de azi, avem exact lemnul ăsta roșu aici mai gros. Deci asta e dovadă. Cât din comoditate, cel care a realizat fotografiile nu s-a suit pe camion să facă poze, a făcut la grămadă. Și a greșit și a făcut de două ori poze la același loc. Statul român nu are nevoie de mașini confiscate, noi vrem doar să descurajăm hoții. Și nu vă acuz că sunteți hoți, dar din greșeală sau din comoditate, pierdeți mașină. Și dumneavoastră puteți să ne indicați cam unde ați făcut poza, poate găsim noi pe filmare lemnul ăla roșu. Acum, pe mașină. A fost completat mașina și am făcut poze direct aici. Confirmați că acum este aici. La fel ca la încăcătură. Și de-aia am găsit că am, da, făcut aici. Șoferul, a fost completat, domnul președinte, recunoaște că a făcut poză spre altceva decât spre încărcătură. Vedeți că încetul vă dați seama că ați greșit. Dar nu este. Și trebuie să vadă toată lumea, că nu muriți din asta, dar trebuie să vadă toată lumea că șmecheria nu duce la nesfârșit. Am luptat să avem legi, am luptat să avem fotografii. Ea trebuie folosită ca atare. Dacă vă reclamăm pe drum, ne săriți în cap, că avem ceva cu voi. Dacă pierdeți mașina, vorbiți frumos că, da, na, și eu vorbesc frumos, nu vă acuz de nimic. Din greșeală, materialul lemnos și-a pierdut proveniența. Și irevocabil, dacă are mai mult de 10 metri cub, își infracționează și își pierde și mașina. Și ar trebui polițistul să confirme declarația, adică avem pe filmare. Șoferul confirmă că n-a făcut fotografia asupra încărcăturii. Și celălalt transport are aceeași problemă. Deci problema care? Că e fotografia din fotografie, nu se poate destinge, din acest proprietar, din fotografie nu se poate destinge toată marfa. Și înseamnă că, pentru că nu putem dovedi că a făcut-o în altă parte, la situația respectivă e doar fotografie neconformă, iar aici, pentru că avem dovadă și avem declarația șoferului, e lemn fără proveniență. Dacă amenda pentru fotografie neconformă plătește emitentul, ar trebui implicat în cercul ăsta și cumpărătorul. Aceste fotografii trebuie să apară pe sumar, astfel încât atunci când la gheretă operatorul verifică avizul, se poate verifica și pozele. Pentru că nu apar în sumar, omul a verificat avizul aparent legal. Și e cumpărător de bună credință. Și, na, asta este. Și ne băgăm toți în... Deci e încă o dovadă că sectorul forestier e vulnerabil. Și încă o dovadă că trebuie să, dacă vrem să dreptăm lucrurile, trebuie să fim transparenți. Pentru că domnul șofer recunoaște că a greșit, eu nu-l consider hoț, doar din comoditate, pentru că autoritățile nu verifică aceste poze, șoferii mai fac ceva. Dacă, na, vă repet,
dumneavoastră ca autoritate, și nu vă acuz direct pe dumneavoastră, că nu ne cunoaștem, dumneavoastră ca autoritate, dacă ați fi verificat și ați fi dat amenzi, pentru că asta e o contravenție și se poate amenda poza neconformă. Se poate amenda până la 6 luni în spate. Nu pot să mă pronunț, facem verificări și vom lua măsuri legale. Așteptăm de dumneavoastră, că nu puteți să vă pronunțați un minut, două ore. Rezultatul final am să vă rog prin biroul de presă. Eu am înțeles, dar dumneavoastră... Nu sunt îndreptățit să ofer declarații. Pentru că să știți, eu știu că într-un dosar penal probele nu sunt publice, dar dumneavoastră în faza asta încă nu știți dacă e dosar penal, pentru că nu știți dacă are mai mult de 10 metri cub. Efectuăm verificări și vom lua măsurile legale. Vă dați seama cât sutem și mai sunt 2 milioane pe live. Venim toți 2 milioane la dumneavoastră, la post, dacă mașina asta nu-i dat exemplu. Repet, nu vorbim despre un hoț. Vorbim despre un cumpărător de bună credință și vorbim despre un șofer care, din greșeală, a făcut poză în altă parte. Legea nu are o parte, nu se zică, din greșeală. E legal sau ilegal? Ăsta e ilegal. Dar trebuie să învățăm să respectăm legile. Altfel, suntem 50 de oameni care intrăm în rahat din cauza comoditatei. Cu respect. Nu fotografiază încărcătura. Plină până peste vârf, acoperită, ca să nu se vadă că e rume, guș, că e lemn, că e nimic. E, și îi pun aceleași poze de fiecare dată. O poză generică din care nu-ți dai seama. N-are nicio legătură cu încărcătura, e altă marfă. Dar eu zic că e doar fotografie neconformă ca să nu fie confiscate două camere de la și documentele mașini. Asigurarea respectivă. Aceeași firmă, al doilea camion, aceeași procedură. Deci aici apar niște lemne, da? Iar sus pe camion are alt produs, are tocătură. Aici poza făcută la biomasă. Deci și în situația în care ai altă încărcătură, marfa nu corespunde din punct de vedere al speciei sau al sortimentului, își pierde proveniența. Păi documentăm tot cazul ăsta, că am venit cu mai mulți colegi parlamentari. E vineri, suntem la treabă. În urma sesizărilor despre mafia lemnului, o să mergem și la Cronoșpan în Sebeș. Sunt colegi parlamentari deja acolo. Vreau să transmit un mesaj celor care se declară iubitori de pădure. Măi oameni buni, descărcați aplicația Inspectorul Pădure și învățați să o folosiți. Pentru că degeaba vă arătați voi dispusul să vă sacrificați și nici nu măcar nu știți să verificați un transport. Și uitați, putem face o verificare la camionul care cu deșeuri, ca să vadă oamenii care sunt procedură. Deci pictogramă pentru aplicația nouă, dacă se vede, măriți asta verde așa. Asta e. Așa, sumalul ăsta imediat, da. Imediat ca să se focalizeze când nu s-a focalizat. Asta este noua aplicație Sumal, Inspectorul Pădurilor. E de 2 ani, de la Sumal 2. Intrăm pe aplicație. Da. Intrăm pe aplicație. Sus introducem numărul de transport. Da. Covasna, Covasna. 60, 02, da. Nu, a, asta nu. Mergem la 02 RGH. 02. RGH. 02 RGH. RGH. Vedem că e numărul ăsta, dăm OK. Da. Caut avize. Avem primul aviz. Deci, na. Acest camion pare cât de cât... În lege scrie, în lege scrie să poate vizualiza întreaga încărcătură. Aici nu se vede, măcar au în spate, nu se vede o rea voință. Grupa specii. Fiți atenți aici. Trebuie și asta verificat. La sortiment avem 14 metri cubi. Da. Grupa specii, fag molit. Vreau să mă arătați pe mașină unifagul. Trebuie descărcată mașina, s-a arătat unifagul. Amestecat. Na. Acum delegata forestieră. Vedeți cum toate mașinile au probleme în România. Și de ce au fac treaba asta? E criză mare de acte pentru rășinos. Și folosesc acte de fac care le vând fără acte la populație și folosesc acte de fac să spună că sunt deșeuri de fac. Asta înseamnă că dacă sunt deșeuri de fac, îl găsim la firmă care stă de fac. De unde deșeuri de fac? Și fagul, poate molidul de brad nu putem să-l deosebim aici, dar fagul rășinos de foios, da. Se descarce mașina să arate unii fagul. Poliția acum cercetează. Dacă există și fag aici. Pentru determinarea volumului lemnelor vrac, avem anexa 6 la codul silvic, care ne explică clar ce trebuie să facem. Și cum, deci, avizele se emit pentru metri cubi. Și noi aici avem metri steri. Transformarea din metri steri în metri cubi se face conform anexei 6 din codul silvic. Avem așa.
pentru mergem la Umbrăci. Mă scuzați că vă port. Da, foarte bine. Foarte bine și vă mulțumim, domnul Boșutar, că ne arătați. Resturi de lemn, inclusiv plătoroaie. Coeficientul de așezare e de 0,27. Între 0,27 și 0,36. Da. Deci, în limita asta, el e legal. Aici avem coeficient mai mare, dar asta se referă la harțapelele stivuite. Astea sunt legate, dar nu stivuite. Problema mare e că pentru aproximativ 10 metri cubi a folosit ac de fag, iar aici nu are fag. Uh-huh. Dacă dăm, se confiscă valoric fagul și se anulează avizul, și atunci când se reinventarează mașina, acum ar trebui să știi total, dacă lipsește mai mult de 10 metri cubi, încă o mașină dată de parte. Toate trei mașinile pe care le-am găsit aici au probleme, așteptăm constatarea poliției care a venit, Poliția Județeană Covasna. Există fag aici sau nu? Dacă există rășinoase, înseamnă că avizul de marfă pe inspectorul pădurii e fals. Aveți autoritate și ar trebui să cereți celor prezenți aici să ne permită măcar să măsurăm noi cu ruleta, să vedem lățime, înălțime și ne facem noi propriul calcul ca să nu fie dubii. Da, avem filmări și se poate estima și din filmări, fără probleme, avem aparat. Nu au pus ruleta să vedem. Da. Urmează. În faza asta nu e infracțiune, în faza asta e contravenție. Asistăm și noi la măsurătoarea poliției, fără probleme. Pozează acum poliția, ia dovezi. Sper că nu se joacă cu atâta lume călare. Indirect. Sunt 1500 de oameni indirect pe TikTok și mai mulți care s-au uitat pe Facebook. Haideți să ajungem la, uite, 1600 acum. Facem aici așa o medie. La 30. Deci cât 8.30. La fiile. Verifică doar avizul. 2.30. Atât timp cât mașinile sunt cu probleme. Da. Ei au venit cu probleme și nu au fost identificați la poartă pentru că operatorul n-a avut acces la fotografii. Iau măsurătorile la această încărcătură care în avizul de marfă spune că are și fag și rășinoase pentru că se încadrează la altă categorie de preț. Dar în realitate are doar rășinoase. Celelalte două mașini au tocătură și sunt probleme cu acea tocătură. La 4, acolo unde scrie rog, acolo. 40. Deci, acolo? 2.40. Domnul președinte al Asociației Legea Codului, acolo cei care verifică și notează sunt polițiști. Trebuie să punem instituțiile statului. A, pe remorcă acum. Da. Constate, nu putem noi constata. Deci 45. Înainte factorului de. Da. 45,816 metri stem. Da. Deci noi în momentul de față avem 16 metri cubi ac pe remorcă. Trebuie să vedem dacă găsim fagul. Dacă nu găsim fagul, se confiscă valoric fagul și se dă actul deoparte. Dar trebuie să vedem ce e pe față, pentru că asta e ansamblu auto. Vedem ce se întâmplă la ansamblu. În momentul de față, aici avem aviz pentru 16 metri cubi. Raimund, bine, te rog și ține aici. Materiu? Nu, ține tu ca să ne crezi. 4,60. Trebuie să mulțumesc organelor de control, n-am niciun fel de reproș. Dacă toată lumea își face treaba, sperăm că transportul ăsta scapă. Dar e la limite, dar e foarte atent măsurat și foarte bine măsurat. Cât aveți acolo? Am 2.70, dar partea cealaltă, 2.65 media. Dincolo nu e așa încă. 2.65. Dincolo, ăla era 2.60. 28. Și amulțește la prelocul robot. 0. Ce să fac? 35. 9.30. Deci va fi 4.45 media atunci. 4.45. Deci, 4.60 și aici 4.30. 4.45 media, da. 2.30. Da. 2.60. Și înmulțit cu 0.3. Ori 0.35. 9.5.
față de 10. Cantitativ se încadrează. Așa, și minimul cât e? Deci mulțiți cu 0,30? Da. 8. E minim. Apoi se încadrează atunci. Camionul scapă. La limite. 9,49 e volumul de fac. Se confiscă valoric și avizul. Și rămâne transportul cu 9,40 mai puțin decât, înțelegeți? Au rămas acte mai puțin cu 9,40 pentru transportul ăsta. Iar actele de fac se folosesc pentru cherestea de fac, pentru și pune câte 9 metri pentru că știe omul ce e. O salvat, pentru că cu experiență o salvat camionul. A pus 9,40 m, dacă punea 11 rămânea fără camion. El are o fotografie de biomasă de lemne și pe mașină are doar tocătură. În condițiile astea nu corespunde sortimentul și ar trebui să-și piardă proveniența și camionul ăsta. Dar deja mi-e milă de transportator să rămână aceeași firmă cu două camioane și răz la aprecierea organelor. Să rămână... Pentru că noi nu vrem să adunăm camioane confiscate, nu vrem să închidem firme, vrem să oprim hoți. Și uitați-vă și la situația, la toți transportatorii ăștia, pentru că e prima sancțiune, poate să le dea avertisment. Ce părere aveți despre situația aceasta? Este păcat că foarte multă muncă și pe de-o parte și pe de-altă parte foarte multă neglijență. E o responsabilitate pe care trebuie să o stabilim și să vedem care sunt procedurile pe care le putem schimba, inclusiv intern, ca asemenea situații să nu se repete niciodată. Nu avem, nu putem să susținem așa ceva. Am înțeles. Toți activiștii de mediu, toți oamenii care sesizează problemele astea nu pot trece de barieră. Noi am venit din coace de barieră și am identificat aceste trei mașini. Da? Deci, aici se va aplica măsura confiscării mașinii, pentru că nu au făcut poze, nu au avut poze la această încărcătură. Să vedem cu a doua, al doilea de la MBB ce se va întâmpla și al treilea a avut la limită 9,5 metri cub de fag pe care nu-i pot demonstra. Dacă spuneau 10, era o altă treabă. Punem deoparte diferența ce-i inclus la încălătările și vasă, dar ăla se confiscă valoric, plusul, și se confiscă valoric fagul, lemnul de fag, ce e inexistent. Mulțumim. M-am băgat în povestea asta din convingere și simt și sunt convins că puteam schimba lucruri. Dacă o să fim mai mulți, o să schimbăm și mai repede. Așa că unul a fost nevoie de ani de zile până când să arătăm, să tragem un semnal de alarmă. Iată că am depistat nereguli. Vrem să vedem cum se poate schimba cadrul legislativ, care este disponibilitatea companiei de a participa la acest proces. Ce s-a întâmplat în situația din depozitul de coajă de lemn e o situație pe care noi n-am prevăzut-o, nici n-am putut să o verificăm înainte și pe care vă garantez că de acum încolo o să o verificăm la sfârșit. O să fie destul de dificil până la urmă, iar domnul Boștar știe foarte bine asta, ca să iei cu ce. Nu, dar sunt câteva chei pe care le avem și pe care le vom schimba imediat. Nu te poți uita să vezi fotografia. Să facem o platformă, deja mă medicile să începem. Avem modificările pe care le facem și la timp. Nu, avem lucruri. De, pentru mine, faptul că există ceva, pentru că am găsit azi unul sau alt lucru, este un semn că avem lucruri de îmbunătățit și nu am niciun fel de ezitări să spun că o să facem aceste lucruri. Am făcut multe, o să facem în continuare, cum spuneați și dumneavoastră, locurile de muncă și oamenii pe care îi avem în fabrică merită să fie și reprezentați corect și ajutați ca să ne menținem business-ul și activitatea. Cum se face că orice cetățean al României poate vedea în filmul pozele și dumneavoastră nu puteți, nu că n-ați putea accesa, dar doar nu l-aveți integrat în fluxul de lucru, nu? Nu l-am integrat, exact. Nu, sunt două situații distincte. Sumal e una și inspectorul pădure e o parte din Sumal destinată publicului. Agenții economici folosesc Sumal agent, iar pe Sumal agent nu le apare fotografia. Evident că operatorul ar putea să intre pe inspectorul pădure. Și asta este o nebunie, o aberație.
Adică, cum au gândit ei ca pe sumar la gen să nu apară poze? Și operator, vă dați seama că e fluxul mare de lucru. Nu poate să stea ăla să țină... Numai pe 7 aplicații. Are și team flow. Suntem aici, ne asumăm modificările pe care trebuie să le facem și vă spun că suntem în continuare. Nu ne este, când putem fi decât mândri de tot ceea ce facem, tot așa cum ne asumăm și faptul că va trebui să mai schimbăm în continuare până când ajungem ca percepția despre compania noastră, despre industria noastră, despre sectorul de prelucrare a lumii, să fie un corect în România. Și mulțumesc și domnului Boșutar că a avut determinarea și cunoștințele ca să ne ajute în această situație. Nu e prima oară. Nu e prima oară când primim informații de acest gen și în care corectăm situații. Nici eu nu pot să-mi dau seama să fac diferența între lemn. Când ai zis tu, aici nu e fag, am zis ok, nu e fag. Responsabilul de la Ocolo, Silvic Covazna, la fel și-a putut da seama de chestiunea asta. Avem nevoie de oameni specializați. Închipuiți să vă fac asta de atâția ani, am 10 procese pe rol, tocmai pentru că vorbesc așa ceva. Și ești, de aia îți crapă verele, pentru că tu ești convins că are realitatea, nu poți demonstra pentru că autoritatea statului nu se de vorbă cu tine, nu te primește. Nici la martor, nici în pădure, nici... Și dacă n-ar pleca lemn fără acte din pădure, n-am avea lemn furat pe drum. Dacă, făcând, credeți că putem să aducem mai multe informații despre și să venim să spunem care sunt problemele noastre, o vom face de fiecare dată. Și care sunt problemele și care sunt rezultatele. Vă mulțumim și apreciez.